în următoarele circa 50-55 de minute, să fiți alături de mine și de invitatul meu din această seară, domnul inginer Sergiu Manolescu. Bună seara telespectatorilor, salut. Care și-a făcut timp să salut și ție. Da. La... E mulțumesc de invitație, nu? Da. Tema care vă propunem, discutăm în această seară, este o temă destul de generală. Destul de generală, dar după părerea mea foarte importantă. De fapt, într-un fel are legătură și cu titlul de generic al emisiunii mele, Adevărul Cultural. Se numește Cultură Generală. Avem foarte puțin timp ca să creionăm câteva repere ale noțiunii de cultură generală. Însă îmi permit să îndrăznesc să abordez acest subiect cu domnul Manolescu, Sergiu, un domn care își poate permite să emită păreri pe această temă. Da, mulțumesc, Viorel, pentru... Noi am fost colegi pentru telespectatorii tăi, noi am fost colegi de grădiniță, școală generală, liceu, ne cunoaștem de o viață. Și ne știm unul pe celălalt. Da, aș putea spune că sunt o persoană oarecum avizată în a discuta despre conceptul ăsta de cultură generală, din păcate căzut în desuetudine în perioada asta pe care o trăim noi acum, când scalele de valori s-au modificat și lucrurile merg cumva mult, mult altfel față de cum mergeau când eram noi tineri, adolescenți, mă rog, copii, în perioada de acumulări. Cultură generală e un termen vast, un termen mai mult decât foarte, foarte permisiv. Eu aș defini-o, încerc, în două vorbe așa, în două... E vorba despre capacitatea de a acumula cunoștințe pentru a putea pipăi cunoașterea. Multă lume face confuzie între cunoștințe și cunoaștere. Cunoștințe găsești pe internet. Cunoașterea o atingi, sau poate chiar o penetrezi, în momentul în care ai tu studiul la bază făcut. Și am să-ți dau un simplu exemplu și telespectatorilor. L-am mai dat cu diverse ocazii, în diverse discuții. M-am apasionat istoria Franței. Și aveam eu așa, în perioada studenției, am avut o idee, să-mi pun eu pe un caiet toți regii Franței de la Clovis încoace. Și cu perioade de regență, păi și nu mi-eșeau vreo 2-3 ani. Nu mi-eșeau sub nicio formă. Era undeva înainte de Ludovic al XV-lea. Și era o perioadă de regență. Nu o găseam pe nicăieri. Și nu vorbesc de lectură neapărat documentară, vorbesc de lectură în general. Și la un moment dat pică un parimaci în mână, după 90. Terminasem de mult cu ideea mea. Și acolo, pe pagina din mijloc, apare tot ceea ce căutasem eu și scrisesem eu de-a lungul vieții. Aia era o cunoștință. Dar metrii cubii de carte, citiți și mie îmi place să-mi expresia, reprezentau cunoaștere. Deci, cam asta ar fi definiția. Acumulare de cunoștințe pentru a pipăi cunoașterea. Cunoaștere care presupune, bineînțeles, nu doar cunoștințe, ci și agregarea lor, corelarea lor. Dar asta vine cu timpul. Acum, vezi, a avea cultură generală presupune și avantaje și dezavantaje, sau plusuri și minusuri, cum se spune. Unul din plusuri, și aici am un exemplu recent văzut într-un serial biografic despre Elisabeta a II-a pe Netflix, cunoaștem cu toții aplicația. Femeia asta s-a trezit, avându-l prim-ministru pe Winston Churchill, s-a trezit că ea nu știe mai nimic. Știa despre Constituție, știa să se poarte ca regină, știa lucruri de genul ăsta. Dar nu știa despre gravitație, nu știa despre, eu știu, istoria unor state, unor revoluții. Și s-a considerat dezavantajată în momentele în care, mă rog, avea de-a face cu persoane cu un anumit nivel de cultură generală.
Deci și-a dat seama singură, din păcate sunt rare cazurile când oamenii își dau seama singuri de erorile sau de neajunsurile pe care le au. Dom'le, care sunt plusurile? Și vă spun cu sinceritate, e opinia mea, nu cer nimănui să fie de acord. Îți deschide mintea. A avea cultură generală îți deschide mintea. Îți permite mai multe unghiuri de abordare a unui fenomen, a unei chestiuni. Nu e important. Îți dezvoltă simțul estetic. Prin momentul în care tu ai făcut școala de arte plastice, eu am făcut școala de muzică, când eram noi elevi, în momentul în care poți compara, nu știu, un Modigliani cu un Picasso, ca să, sau un Palestrina cu un Bach, ca să merg pe exemplu ăsta alt. Altfel înțelegi frumusețea unui peisaj. Nu treci pe lângă, nu știu, versantul nordic al Eigerului, așa cum trece gâsca până apă. Știi despre el dintr-o carte scrisă de Maurice Herzog, nu? Sau despre alpiniști din ăștia celibri. Sunt lucruri pe care nu le poți trăi decât dacă știi niște lucruri, decât dacă le-ai analizat și atunci sigur că te ajută. Care ar fi un minus. Un minus, există un minus. Poate distruge relații personale. Și poate distruge și persoane. Îmi vine în minte acum o scenă dintr-un film. Unul era îndrăgostit de una. El era pe sus, așa. Și o invită, mă rog, sunt invitați amândoi, ea era mai țoapă, hai să spunem, direct. Și sunt invitați la cineva la masă. Și acolo se discută despre celebra oferire a mărului de către Paris Afroditei. Geneza războiului troian. La care individa se aruncă în discuția despre modă. Că Parisul bate Milano și că nu știu mai ce. Și s-a făcut tăcere. Da? Și de aici s-a dus relația. Asta e un sau poate duce la distrugere. Este e o carte minunată pe care eu unul o iubesc din toate puterile. Martin Eden, al lui Jack London. Acolo Martin Eden, personajul principal, a ajuns dintr-un zero din punct de vedere al cunoștințelor pe care le avea și, mă rog, provenind într-o familie foarte, foarte de jos. Ajunge la un moment dat să nu mai aibă cu cine sta de vorbă. Tot acumulând, tot înțelegând lucruri noi, tot căutând interlocutori să-și explice. Și la un moment dat sfârșește în suicid. Asta e un lucru negativ. Sigur, eu poate exagerez acum, dar e interesant de abordat. Acum, de unde vine conceptul ăsta de cultură generală? Știi, eu mi-am notat câteva lucruri, cunoscând tema, și niște gânduri, dar mi-e teamă să nu le uit. Mie mi-a plăcut totdeauna o expresie pe care a folosit-o mama în ce mă privește și în ce privește și pe sora mea, dar eu mi-aduc aminte de vorbă, sora mea nu știu dacă își mai aduce aminte. Să înveți, să-ți placă să înveți. Deci în momentul în care ai început să guști bucuria de a învăța ceva nou, de a nu respinge lucruri noi. Am, iarăși dau un exemplu, am avut ocazia să cunosc o reacție a unui tânăr în raport cu o lectură pe care o făcea soția lui. Ce citește acolo, draga mea? Nu știu, Shogun, dau un exemplu. Și despre ce e vorba? Păi viața în Japonia, secolul 7. Păi, draga mea, ei au murit de mult, la ce te mai interesează pe tine de ei? Da? Cetățeanului ăstuia nu-i plăcea ideea să știe lucruri din trecut care te pot învăța despre, uite, că sărim de la una la alta, de fapt, nu sărim de la una la alta, luăm în considerare niște evenimente recente. Pe americanii nu au învățat nimic din Vietnam. Le-a trebuit lecție de 20 de ani în Afganistan ca să ajungă la mintea pe care o aveau în 72, 73, 74, când bombardau delta fluviului Mekong. Da? Și umblau după Vietcong în tunelele. Și așa umbla și după ăștia pe peșteri.
Și n-a dat de ei. A, că au bombardat câte o școală cu totul. În ideea că e vreun terorist pe acolo, vreun conducător. Și acum face cu ei înțelegeri să poată să plece. Deci dacă nu știi, vorbeam eu cu altcineva de curând, istoria, că picarăm acum în paranteza asta, istoria de fapt se repetă la, cum e spirala evoluționistă, da? Privit în lateral, ești tot timpul la un nivel superior, dar privit de sus, te învârți în același cerc. E un exemplu. Deci cam aici mă aflu eu cu, să revenim la, cam aici mă aflu eu cu bucuria de a ști ceva nou. Tot timpul mă interesează ceva nou. De exemplu, am aflat acum 3-4 săptămâni, o lună și un pic. De ce Spania are aceeași oră oficială cu Ungaria? Unde-i Spania și unde-i Ungaria? În termen real, e vorba de aproape 2 ore. Ca meridian. Ca după soare. Eu, de exemplu, sunt iubitor de ciclism și urmăresc turul Spaniei, care s-a încheiat duminică. La unguri e noapte de mult și la spanioli se lucește soarele pe cer. Și am aflat și eu de ce au adoptat spaniolii, că uite, spune convențional așa asta cu ora, eu când îi aud pe ăștia, i-a deschis o paranteză, când îi aud pe ăștia că se dau de ceasul morții, eu știu, avorturi spontane sau eu știu ce alte nebunii, că se schimbă ora de la vară, eu, pe mine mă ia râsul. E o convenție, domnule. Și te uiți la soare, pe ce se îngăini? Da, revin. De ce? Din vremea, sau de când? Din vremea războiului civil, perioada lui Franco, când s-au aliniat la ora Germaniei, ca să fie corelat economic și comunicațional cu cei care îi sprijineau, îl sprijineau pe Franco în războiul civil care a avut loc în Spania în anii 30, sfârșitul anilor 30, începutul anilor 40. Deci am aflat ceva nou și m-am bucurat că am aflat ceva nou. Ei, bucuria asta lipsește. Ți-aduce aminte când eram copii, elevi, și venea, nu știu, venea Ciucu. Și a citit, bă, de Rommel. Da. Bă, n-am citit, mă, de Rommel. Ce ne făcea? Ne băga pe sub bănci, ne măturea cu noi. Păi, când plecai de la școală, primul lucru, te duceai să cauți, să vezi unde găsești o biografie a feldmareșalului Rommel. Să nu mai râdă de tine, colegul. Păi, acum, dacă te duci la școală și întrebi pe vreunii, bă, voi știți să faci Lucian a patra, te iau aia la înjurături, pleacă, bă, prostul dreacu de aici cu tâmpenile tale. A căzut în desuieturile. De-aia spun că e o temă pe care tu o ridici ca de subiect de dezbatere, dar care, sincer, la mai puțin de 40 de ani, cred că nu prinde. Mă refer la publicul, decât cu excepțiile, sigur, care întăresc regulă. Ai mai zis și tu ceva. mai zis și tu ceva, că sigur ești unul dintre oamenii, așa cum ai spus tu despre mine, și tu ești unul dintre oamenii care poate ridica chestiuni care să intereseze și pe alții. Că după aia îți mai spun eu ceva apropo de motivația, nevoia de a cunoaște, că sunt două, da, spun după ce mai intervii și tu. Ești de părere că a avea cultură generală trebuie să fii bun sau foarte bun cam în toate domeniile, să zicem, în artă, în istorie, în literatură. Nu se poate în toate, Viorel. Asta e foarte clar. Da, e foarte clar. Nu se poate. Știi? Nu. Nu, hai că să zic ceva. E o butadă. Dacă vrei să știi despre cât mai multe, automat nu vei ști decât din ce în ce mai puține. Despre din ce în ce mai multe. Până ajungi să știi zero despre tot. Dacă vrei să te specializezi, trebuie să știi din ce în ce mai mult, automat despre din ce în ce mai puține. Până ajungi să știi totul despre nimic. Asta e o exagerare, bineînțeles, dar care dă cumva esență la întrebarea pe care tu ai pus-o. Nu poți să le știi pe toate. Nu poți. Dar de aici trebuie plecat
la un lucru pe care eu l-am trăit, l-am trăit în cancelarie. Eu am avut o perioadă de 3 ani în care am făcut cancelarie, am lucrat în învățământ. Predam materii tehnice la clase cu profil industrial. Și în cancelarie, noi inginerii nu eram categorisiți de către profesorii obiectelor astea de cultură generală, istorie, geografie, limbi străine, matematici, fizică. Nu eram priviți ca intelectuali. Deși lucram și noi tot cu cap. Că multă lume zice, dumne, intelectual, trebuie să fie filozof sau critic de artă, ena. Intelectualul e ăla care face treabă cu cap. Cu intelectul, că de aici vine vorba. Dacă vrea să uite cineva pândex, dacă nu vrea nimeni să uite, poate să-l ia doar pe, nu știu, Liceanu sau pe Pleșu și băi, astea intelectuali, restul sunt niște tâmpiți. Nu e așa. Da, și la un moment dat am răbufnit. Și am arătat spre profesorul de geografie. Eu cu dumneata pot să discut destule despre geografie. Nu știu câte știi dumneata, dar știu destule. Mă zic la profesor de istorie. Și cu dumneata pot proceda la fel. Cu profesorul de matematică, profesorul de fizică. Dar desfid pe oricare dintre voi să-mi spună ceva despre destinderea aburului în turbină. Și am lăsat cu gura căscată. Adică, eu pot să știu câte ceva. Și voi. Dar nu puteți să știți totul despre orice. Și atunci am băgat exemplul ăsta. Că ăsta era o chestie tehnică care ținea numai de meseria pe care o făceam eu. Și i-am pus în dificultate. Adică, cultură generală, dar până unde? Până la un anumit moment. Sigur, că poate să-ți placă istoria mai mult decât geografia, sau poate să-ți placă muzica mai mult decât pictura, sau poate să-ți placă, nu știu, arhitectura mai mult decât, eu știu ce, mituri. Mituri literare, vezi, mitul dorului, vezi, etc. Dar nu poți totul, sigur, fără discuție. Rămăsând dator mai devreme, eu am cunoscut, să zicem așa, două tipuri de motivație în a ști. Una e prinsă în nivelul 5, nivelul de cel mai de sus al piramidei nevoilor umane, piramida lui Maslow. Și anume, nevoia de autodepășire. Și am cunoscut caz foarte, foarte, foarte bine cunoscut de mine, și anume vorba de soția mea, care a învățat franceză ca să-l citească pe Baudelaire în original. Da, deci, eu știu că noi am învățat că da. Noi avem un coleg care a învățat germană, deci nu avea... Ca să-l studieze pe Karl Marx. Da? Da, da, am avut un coleg, da, care actualmente e profesor de istorie, și care a învățat limba germană ca să studieze și chiar a vrut să emigreze, dacă nu mă înșel, în Redege, da, Republica Democrată Germană, ca să studieze. Și iată și asta o formă de încercare de autodepășire. Adică vreau mai mult de la mine. Asta ar fi o motivație. Dom'le, și am cunoscut caz concret. Deci cu nume și prenume, fără să știu CNP-ul, bineînțeles. Era în Giurgiu un cetățean mult mai în vârstă, generația părinților noștri, care avea în dotare o bibliotecă de vreo 7-8 mii de volume. L-am cunoscut. Fă socoteala, eu am 1300 și de-abia am loc de ele. De volume. Și ăsta citea, omul ăsta, citea și știa foarte multe lucruri. Dintr-un motiv foarte, foarte pământesc, așa. Voia să epateze. Voia să fie centru atenției. Ce făcea? Ce făcea? Dacă la o... Când ne-am întâlnit cu diverse ocazii pe la pomeni, pe la astea, eu fiind participant așa cu părinții după mine, sau la coada părinților, mai bine zis, ce făcea dacă vedea că subiectul pe care el îl abordează e cunoscut și de altcineva, sărea la altul. Voia să fie cumva unicul stăpân al inelelor, conversații generale. Și atunci l-am mirosit pe cetățean. Și vă zic că ăsta știe multe, nimic de zis. Avea un nivel de erudiție barosandă tot, cum e expresia. Dar el nu făcea acumularea asta decât de dragul de a
Vedeți, mă, ce frumos și de deștept sunt eu, tradus cumva într-un limbaj din ăsta mai amuzant. Cam asta ar fi motivația, genul de motivații. Pentru că, în rest, sigur că e bucuria de a ști ceva nou. Eu zic că nu poate fi egalată. Alaltă ieri, campionatele europene de ciclism. Dom'le, și văd așa întâmplător, că nu mi-a funcționat, n-a funcționat site-ul pe care urmăresc eu, neavând Eurosportul pe cablistul meu, văd o probă la campionatele europene, văd o probă de care nu auzisem în viața mea. Până nu m-am lămurit, mi-au luat vreo 4-5 ore, am căutat, dar am înnebunit, până să mă lămuresc, bă, ce fel de probă e asta? O probă nouă, introdusă în 2019. Bă, da, n-am avut liniște. Până n-am știut despre ce e vorba. După care m-am liniștit și m-am bucurat. Și am împărtășit imediat. Am un vecin unde stau acum la curte, am un vecin care și el e pasionat de ciclism. Vino să-ți explic, vino să-ți spun și ție. Pentru că e păcat să ții pentru tine un lucru pe care știi. Asta e marea calitate a celor care, zic eu, a celor care știu lucruri, să le împărtășească. E bucuria mare de tot. E bucuria mare de tot. E ca bucuria aia pe care o ai când ajuți pe cineva din proprie inițiativă și nu aștepți neapărat feedback-ul. Pur și simplu ajuți pe cineva. Te rog. Noi ne-am dus în clasa 1 în 1965. În 65, corect. Am terminat liceul în 77. Anul cu tremurul. Am terminat facultățile prin 82-83. 82 voi, 83 noi, da. Aia care au avut 4 ani. Da. 82, aia care au avut 5-83. Pe timpul pregătirii noastre ca și elevi și studenți, nu aveam alte surse de informație decât cărțile, un pic de televiziune, 2 ore pe zi. Foarte puțină, da. Ce vorbeam între noi și ce mai ne spuneau profesorii pe la școală. Da, adevărat. După 89, informația a înăvălit în casele noastre, în mediul nostru de viață, peste tot. Țin minte că la Revoluție, după Revoluție, primele zile s-au dat în neștire pe posturile de televiziune românesc. În primul rând, n-a mai sunut 2 ore programul și a început să țină 24 de ore. Da. Muzică. Da. 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 MTV. După aia au apărut și alte. Acum nu lucrez pe sistemul ăsta de cablu, numai pe cablu, fără TV-ul, da. Peste 150 de posturi. Canale non-stop, 24 de ore din 24 de ore. Explică și mie, care este fenomenul? Totuși, copiii aia care nu învățau decât după cărți, sau aflau ceva din cărți și din ziare, care și alea erau cum erau, că se bucurează că din când în când mai prins o revistă precum România Pitorească sau altceva decât Scânteia. Sau cum știam noi un pic de nemțește, o revistă Prisma sau din, noi, sau, da, care, din mă rog, Germania mai Democrată, da. Eu am o explicație, din păcate nu e a mea. Copiii ăștia plus internetul care... Da, 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 am înțeles exact. Buzunar, am înțeles exact. Non-stop. Păi, aș aprecia eu că totuși la ceea ce se numește cultură generală, vorbim despre medii mari, medii sociali, nu zic că sunt excepții acum, sunt copii, sunt tineri, sunt elevi care poate știu mult mai mult decât noi. Cu siguranță, cu siguranță. Dar din păcate, dacă faci medii sociale mari, așa este, așa este. Bă, eu am o explicație privitoare la fenomenul ăsta. Cunoaștere și cunoștințe. Exact, da. Exact. De aici pleacă. Am o explicație, spuneam, nu e a mea, am citit-o undeva, e o zicere a unui filozof englez undeva pe la deceniul 3 al secolului precedent. Deci, de-abia era cu telefonul, cu telexul pe vremea aia. Și spunea, îmi scapă numele, nici nu am avea cu de gând să-l rețin neapărat, că poate, eu știu, săpam undeva într-o căsuță a memoriei. Spunea insul următoarea treabă. Fluxul de informații devine din ce în ce mai amplu, datorită faptului că apăruse telefonul, telexul, ce spuneam. Și va avea ca efect incapacitatea, în primul rând, de timp,
și de atenție în secundar omului, de a le mai analiza informațiile, de a le mai înțelege. Și atunci, în fața valului tot mai mare de informații, omul ajunge să nu le mai caute înțelesul, să nu le mai înregistreze decât că, mică paranteză, titlul unui articol de ziar. Mai citește cineva conținutul, grosul oamenilor se cantonează în titlu. Și bineînțeles că înțeleg cu totul altceva, de multe ori. Și spunea filozoful ăsta, faptul că în condițiile date, omul nu are altă direcție decât îndobitocirea. Folosea el cumva alt termen. Dacă ăsta era ideea. Pentru că nemai având timpul, capacitatea, dar în același timp plăcându-ți să vezi ce ai așa, 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 sau să-ți auzi ce ai așa, la un moment dat le lași pe toate de izbeliște, cum se spune, și te cantonezi în, eu știu, prețul pătrunjelului la piață și ce mai e foarte, foarte important cu ghilimele groase. Cam asta ar fi, deci, nici informațiile foarte multe. Că noi de-aia, la vremea la care spui tu, 70 și ani, deceniile 7-8, acumulam. Pentru că ne cădea în mână o carte, păi și cartea aia era. Că nu prea-ți permiteai, nici nu prea aveai cum și nu puteai să-ți cumperi. Totuși costau niște parale. Și nici de la bibliotecă nu puteai să împrumuți mai mult de două cărți odată. Zicea, băi, stai puțin, de ce? Ia astea două și iei alte două când vii rândul viitor. Și te cantonai în ceea ce... Și înțelegeai. Pentru că acordai atenția respectivă. În îngrămădea la asta de informații, cum e acum, păi, voiam să spun la un moment dat că luasem telefonul în mână. Am văzut o fază într-un film, nu știu dacă e adevărat, că nu mă pricep la IT. Da. Dar spunea unul altuia, zice, ăsta e un calculator mai puternic de 1000 de ori decât ăla care a trimis oameni pe lună. Deci, iată unde am ajuns cu tehnologia. Iată unde am ajuns. E firesc ca fluxul informațional să fie... Păi, dacă îi întreabă cineva, nu o să răspundă niciodată, dacă îi întreabă cineva pe jandarmii mondiali câți oameni lucrează în Agenția Națională de Securitate, în NSA-ul ăla, da? Care cu filtre, pe cuvinte cheie, ascultă milioane, miliarde de convorbiri telefonice sau de mesaje, e-mail-uri și așa mai departe, păi au o armată întreagă de oameni care, pe bază de cuvinte cheie, numai asta fac. Deci nu caută să înțeleagă, caută să sorteze informații, multe. Și atunci noi mai avem cum să ne dorim să mai putem înțelege tot ceea ce ni se spune. Plus că, în general, ceea ce se spune sunt, e termenul ăsta la mod acum, fake news, vești vrăjeală, abureală, manipulare, hai să-i spunem și așa. Nu vezi că vine Joe Biden și îmi spune mie, cetățean al lumii, da, că se înțelege foarte bine cu talibanii pentru securitatea aeroportului din Kabul. Că bă, tu acum 20 de ani, tu ca american, te-ai dus să-i termin pe talibani. Și acum vii și îmi spui mie că e un mare succes că te înțelegi bine cu ei. Și dă noaptea minții. Dar lumea zice, o, ce John Biden, o, ce înțelept e el, ce amă, mă lași. Viorele, aveți să băieți mari, să mai punem și noi mintea la contribuție, nu doar să luăm până mestecate tot ce ni se spune. Că ăsta iarăși e un element care vine în sprijinul conceptului de a avea cultură generală. Bă, îți permite să înțelegi lucruri. De ce? Pentru că ai mai trăit și le ții minte. Asta era următoarea întrebare, care e foarte simplu. E bine ca omul să aibă cultură generală sau nu? Păi eu zic că e bine. Sunt și, știi, fericiți cei sărași cu duhul. N-am fost niciodată de acord cu, niciodată de acord cu zicerea asta. Dar, sau crede și nu cerceta. Lucruri pe care le-am auzit și noi, deși mi-a făcut observație un prieten comun al nostru, că asta cu crede și nu cerceta nu e scrisă nicio carte sfântă. E o, hai să zicem așa, o expresie folosită de unii dintre păstorii spirituali
care puși în dificultate. Eu l-am pus în dificultate pe un păstor spiritual, l-am întrebat dacă mirea e de dulce sau de post. Și a zis, ce că e de post? Păi zic, de ce e produs vegetal? Că albina știam că face parte din regnul animal, că e insectă. Da. Și l-am pus în dificultate pe părintele spiritual. Așa și cu expresiile astea. E bine să... E bine pentru că te ajută să înțelegi. Și nu e... Hai să facem o socoteală simplă. Cât de frumos este, se poate simți un părinte, când al lui copil are bunăvoința să-l întrebe, bă, tată, cine a fost, mă, Ricardini Mădăleu? Bă, și tu să poți să-i spui. Da? Da? Să poți să-i spui. Câtă bucurie poți să ai ca părinte? Da? Dacă te întreabă copilul și răspunzi, ba, pa, băti, hai du-te că ești obraznic, ți-ai crescut copilul precum, nu știu, precum orice vietate mamifer după planetă. Dă-i de mâncare, dă-i de somn, dă-i de velință, îmbrăcăminte și lasă-l în lume. Păi aia nu e. Aia e creștere doar pe parte biologică, pe parte spirituală. Unde... Că toți ne dorim de la copiii noștri. Știi, e o idee care mă tot bântuie. De ce părinții tot vor ca ai lor copii să le devină superiori? Da. E o chestie firească, da, sigur că da, toată lumea o... Da. Bă, dar de ce? Dar de ce neapărat? Păi pentru a delega competențele, pentru a atinge niveluri pe care tu n-ai putut. Și atunci mergi pe ideea, deleg competențele în dezvoltarea umană descendenților mei, ca să atingă ei. Ce? Nu știu. Ce a atins Martin Eden și s-a aruncat pe hublou vaporului, mă rog, mă bântuie pe mine chestia asta. Și eu mă bucur când văd tineri care își oropsesc părinții explicându-le lucruri pe care părinții n-au știut să le explice la vremea lor. Păi și nu e rău, nu e rău. Eu mi-aduc aminte, fac o paranteză, mi-aduc aminte, eu am, cum bine știi, am doi copii, 12 ani diferență între ei, băiatul e mare, are 38 de ani aproape. Și la un moment dat a scris el ceva. Că se mai ocupă și cu scrisul. Și a spus, zic, bă, ești cam nărod așa. În sensul ăsta, cam mintea zglubilictică, cam, zice, a cui o fi vina? Că eu mi-aduc aminte când eram la vârsta de a mă duce cineva la teatru de păpuși, tu îmi vorbeai despre extraterestri. Deci, arunca dorința lui de a ști lucruri și de a interpreta lucruri, pe faptul că eu nu, și mi-am dat seama atunci, în momentul ăla, eu nu spusem niciun bazm. Eu îi povesteam cum și-a rupt meniscul Valerii Lobanovski, fotbalistul polonez, eu îi povesteam despre ce a pățit sora lui Arvida Sabonis, basketbolistul, eu îi povesteam despre câte țiitoare a avut Ștefan cel Mare, eu îi povesteam despre faptul că Luna e satelit artificial, când avea 3, 4, 5 ani. Și eu i-am spus povești de alea cu... Că avea destule povești până în casă. Avea avut, nu știu, vreo 20 ceva de volume din povești nemuritoare. Da? Ia bă, și este când te faci de 6 ani, citește prostiile alea pe acolo. Ce rost are? Eu le citisem prostiile alea. Pentru că de mine n-avea timp nimeni să... Tata pleca când știa când pleacă, dar nu știa când se întoarce și mama. Greu de cu o gospodărie și cu doi copii, greu să mai băia timp să... Mai însă ne spunea că eu mă duceam la bucătărie și mai curățam cartofi cu ea, ceapă. Noi eram prieteni eu cu maica mea. Și acolo mai îmi spunea ea câte ceva. Dar nici ea nu spunea povești. Spunea întâmplări cu, ca pildă, întâmplări întâmplate, hai să le spunem așa, întâmplări reale, care cărora puteai să le extragi ca la fabulă o morală. Și să te ajute din punct de vedere educațional. Că, și asta e o chestie, modul în care îți crești copilul. Trebuie să îl faci să înțeleagă de multe ori, nu are neapărat legătură cu subiectul pe care tu l-ai propus, dar mi-a venit în minte, să-l obișnuiești că viața nu ți oferă mereu ceea ce îți dorești tu. Și ești obligat de multe ori să alegi între lucruri pe care nu le-ai dorit neapărat, dar care te pot servi la un moment dat. Îți dau un exemplu. Făcea mama mâncare duminică. 3 feluri de mâncare. Dau exemplu, friptură pe varză, ardei umpluți și musaga.
Și ne chema pe amândoi, pe mine și pe sora mea, ce vreți să mâncați la prânz? Prezentându-ne... Eu ziceam musaca, sora mea zicea friptură pe vază, mâncam ardei eu plus, e clar. Deci mâncam ceea ce niciunul nu voia. Și la început, bine, am încercat noi să o păcălim, nu era greu de păcălim. Am încercat noi să păcălim, să alegem de fapt ceea ce nu voiam, ca să ne dea ea ceea ce voiam, nu o ține. Și am înțeles mai târziu, bă, nu întotdeauna în viață ai ceea ce visezi să ai. Poți să ai și altceva, dar mulțumește că îți asiguri necesarul de substanță nutritivă pentru a te dezvolta. Multă lume așa privește mâncarea, nu știu ca mine, care vor de la mâncare și gust. Mâncarea trebuie să ne asigure necesarul de energie. Și în rest, ce gustare, mă interesează mai puțin. Ar fi fost bine să fiu și eu așa, dar nu sunt. Mă rog, am deviat. Da, deci, revenind, e bine să ai cultură generală, dar uneori să știi că te și împovărează. Te și împovărează. Că stai și te gândești la lucruri grele, la lucruri dificile. Nu le înțelegi, cauți, îți consumi resursă, timp, nervi de multe ori. Ca să înțelegi niște... Pe când, dacă ești din ăla fericit cu Duhul, da, cum se spune, și cum zisei mai devreme, le lași deoparte. Zice, mai lasă-mă, zice, și mai pot eu și cu astea și fără astea. Mâine tot la servici, mă duc. Mi-aduc aminte de bunicul din partea maică-mii. M-au prins mondialele de fotbal din 70-lea, din Mexic, de să dăteau meciurile noaptea. M-au prins o parte din campionatul mondial, m-a prins pe acolo. Mă duceam fiecare vară în Banat, la mama acasă. Și mă duceam la niște vecini la televizor, că ei n-aveau televizor. Și veneam noaptea la două. Dormea cu bunicul în cameră. Normal că îl trezeam. El dimineața la 5 trebuia să plece, că avea tren, 5 și ceva, avea tren, făcea naveta într-un sat alăturat la unde lucra el. Și mă lua la înjurat. Că de unde vin la ora asta? Păi bunicul, am fost la fotbal. Păi, ăia îți dau ție pită. Adică el era la nivelul, că vorbeam mai devreme de piramida lui Maslow, el era la nivelul 1. Adică hrana de post, îmbrăcăminte. Îmi dădeau mie ăia pită? Nu. Și spuneam și eu, știi bunicul, dar mie îmi place. El nu mă înțelegea pe mine, eu nu îl înțelegeam pe el. El a murit fără să mă înțeleagă, eu l-am înțeles de mult. Pentru că eu am evoluat. Că, știi, asta spuneam mai devreme, mai rupe și relații interumane. Și am dat exemplu cu Parisul, cu Mărul și cu... Se poate întâmpla chiar în cazul, sau în interiorul unui cuplu. Da. Doi tineri se îndrăgostesc. Se iubesc, iubire mare. Și să, aia cum se cheamă, să căsătoresc. Între timp, unul dintre ei evoluează. Și ajunge să vorbească singur, în casă. S-a dus dracu, iartă-mă pentru termenul folosit, s-a dus comunicarea. Păi băi, dacă s-a dus comunicarea într-un cuplu, se duce și traiul. Și poți să ajungi peste, că multă se minunează și zice, după 40 de ani de conviețuire s-au despărțit. Ei da, când s-a rupt sistemul, de ce poate? Unul a evoluat. Din ce punct de vedere putea să evolueze? Decât intelectual. Da? Și celălalt a rămas pe loc. Sau evoluția lui a fost mult mai lentă. Și atunci e cartul și poți să ajungi și acolo. Da. O altă întrebare. Spune ceva, stimați telespectori, vreau să vă spun că nu am discutat nimic despre tema. Ne-am văzut cu vreo 4-5 minute înainte de a începe emisiunea. Noi am mai discutat în particular, așa, de-a lungul anilor ne-am mai întâlnit și am mai tot discutat diverse. Spune-mi ceva despre relația materială. Ce legături găsești între, să zicem, oameni realizați material care pot să aibă cultură generală și nu, sau acolo, la nivel acceptabil, și dacă în general oamenii care au făcut bani și au scăpat de, sau să găsesc într-un confort material acum, să zicem, acest capitalism post-socialism de la noi. Da. E
Să știi că am cunoscut... Și eu o să dau și vreo două, trei exemple. Eu am cunoscut. E bine, nu e bine. Dom'le, e bine să ai parale. Da. N-a zis nimeni că nu e bine. Dar dacă ai paralele și te-ai dus, să zicem, la Paris. Da. Și ai consumat banii pe, eu știu, diverse chestii de shopping. Da. În loc să cauți să stai un minut la masa lui Toulouse-Lautrec la Moulin Rouge. Da, în loc să... Noastre, eu am citit cartea biografică, e zguduitoare. Da. Chiar zis așa se cheamă Moulin Rouge. Da. Contele de Toulouse-Lautrec, da. A fost conte, pictorul ăsta. Da. Sau să... Da, aici fac o... Spune. Te rog. Nu e problemă, da. Da, e bine să înțelegi de ce costă un tablou al lui Toulouse-Lautrec 30, 40, 50 de milioane de euro și un tablou cu luna care sclipește în lac sub munte pe vârful Bărcuței la intrare în pârși costă... Da, da. Costă cât, costă cât costă. Sau te duci, să zicem, te duci în Scoția. Dar treci râul care e granița între Scoția și Anglia, că ele sunt acolo, trei țări în insulă. Da. Scoția în nord, în sud-vest Țara Galilor și în rest e Anglia. Râul Tyne, parcă se numește. Da. Și nu pierzi măcar 10 minute gândindu-te la Robert Bruce, primul rege al Scoției. Da. Ăla care îl trădează pe Wallace, pe Wallace, Mel Gibson în film. Da, în film. Vezi că păi, da, păi stai, filme păi au, stai puțin că eu au teme care trebuie să eu în momentul în care am văzut filmul ăla, eu am căutat pe Robert Bruce. Da? Când am văzut, eu știu ăsta cum se cheamă, Putere și adevăr, un serial pe Netflix turcesc. Și văd o imagine cu un stejar mare și cu un copil înfășat și ținut acolo de către bunicului în vis. Și am zis, bă, ori turcii l-au citit pe Eminescu începutul scrisorii a treia, cu stejarul care își mărește umbra până de Eufrat, Dunărea Bătrână și așa mai departe, ori Eminescu știa mitul stejarului de la turci. Dar au legătură. Și? Și, băi, nu știu, că n-am reușit să descoper chestia asta. Și atunci, sau și cu asta încheie exemplele, degeaba te duci în Galicia dacă nu... înțelegi ce înseamnă Il Caminero, pelerinajul la Santiago de Compostela. Degeaba te duci. Și atunci nu cumva e mai convenabil să nu consumi atâția bani, să te duci până acolo și să vii. Cum era vorba aia, a plecat bău și a venit vacă, era o vorbă până în literatura românească, sau să stai să urmărești, spre un exemplu, turul Italiei, sau turul Spaniei, sau turul Franței, la ciclism. Și spune domnul Emanuel Terzian o serie întreagă de lucruri, de la Revoluția lui Garibaldi până la ăsta, cum se cheamă, începutul Reconchistei Spaniole. Și poți să afli lucruri, da, despre stăpânirea maoră, lucruri pe care nu... Și dacă te duci acolo și nu ești pregătit, n-ai timp să înțelegi lucruri. Și atunci de ce mă dai bani? E bine să iei, dar să faci un turism în ăla punctual. Bă, am bani? Da. Păi mă duc și stau o lună la festivalul berii de la München, de toamnă. Dar înțeleg de ce ăia se îmbracă toți cu pantaloni scurți, cu pălărioare, cu nu știu. Înțeleg lucruri. Păi dacă doar trec, am băut două beri și am plecat. Și am mâncat trei gărme. Și am bifat, Dar nu te ajută cu nimic în ce privește cultura generală. Doar că ai bifat. Am fost acolo. Bine, și eu am fost la lacul Sfânta Ana. M-am uitat vreo oră la el. Bă, mai în tinerețe. M-am uitat vreo oră la el și zic, bă, mai mult decât văd acum, nu pot să văd. Dar știam despre lacul Sfânta Ana. Ce știam? Știam ce ne spuneau profesorii la școală, că n-aveam de unde să știu altceva. De aceea spun că dacă ai parare, fă lucruri, un muzeu. Păi tu îmi spui mie că Luvru, în care trăiau 41 de donșoare de onoare ale lui Caterina de Medici, mai erau cei 45
de susținători al lui Henric al III-lea de Valois, ultimul dintre regii dinastiei de Valois, care locuiau tot în Louvre. Mai erau o grămadă de, nu știu cum îi cheamă, de valeți, de cameriste, de nu știu mai ce. Și tu spui mie că muzeul Louvre l-ai vizitat într-o zi? Nu se văd. Suntem nebuni. Păi îți trebuie o zi numai ca să înțelegi de ce umărul unu e față de umărul doi la Mona Lisa, e mai alta e percepția. De, măcar atâta. Să, băi, să stai să înțelegi ce se întâmplă cu zâmbetul ăla, că văzând într-o parte e într-un fel, văzut în altă parte e altfel. Da. Păi, numai... ai ajuns prea departe. Întâmplarea face că... am cunoscut o discuție cu o doamnă cu mulți bani și care s-a dus la Paris și s-a pus așa o întrebare, da, ai fost la Louvre și ai văzut Venus, Venus? Da. Și am zis că nu, n-a fost, dar cine e asta? Și pe urmă, gândindu-mă că mai întreb mai departe, dar pe Mona Lisa, ai văzut-o, sau pe Gioconda, că e aceeași da. Persoană. Da, da. Da. Ai văzut-o, ziceam că deja încerc prea mult. Da. Atunci zic că totuși nu e bine. Adică e bine să ai și bani, dar e bine să... Păi, dacă vrei... Acolo... Viorele, e un fel de turism vilegiat turist. Da. Litera pe care... de la alfabet. E un fel, da, e un fel de turism vilegiat turist pe care eu unul da. Îl consider ca fiind firesc. Și anume, te duci pe Costa del Sol, da, pe lângă Malaga, pe acolo. Te duci și stai cu burta la soare. Și bei d-alea cu umbreluță și cu lămâia pe fea și bă, zici că ai trăit o vacanță frumoasă. E turismul ecumenic. Te duci și vizitezi locuri de astea, cu caracter religios, da? Biserici, mănăstiri, vorbeam de Santiago de Compostela, în care încap vreo trei Notre-Dame-uri reparate. Veni vorba. Mai e și turismul cultural. Da? Și mai e și turismul, eu îi zic, de tip X. Da. Cunoști oameni. Da. Să cunoști oameni. Nu-ți trebuie altceva. Eu am fost cu prietenul nostru comun, Ginel, la Mediaș, în 2018. I-au sărbătorit foștii lui colegi ieșirea la pensie. Păi am cunoscut vreo 20 ceva de oameni, din categoria socioprofesională, din care și el a făcut parte. Fapt care m-a ajutat să ies din paradigma în care trăiam, și anume că ăștia nu sunt deloc adevărat ceea ce gândeam, m-a ajutat, am avut un câștig. Și m-am simțit foarte împlinit. Adică dacă m-aș fi dus, să zicem, nu știu, într-un tur de Marea Neagră, de croazieră, nu știu dacă aș fi fost mai încântat decât de alea două zile în care am cunoscut 20 ceva de oameni. Da. Cam asta e cu... Și banii sunt buni, dar dacă nu-i folosești... Bă, hai mă să ai bani. Fă-mă pe mecena. Dar trebuie să știi cine e mecena. Sau cine a fost mecena. Să ajungi un, nu știu, un pictor căruia îi întrevezi tu, sau un poet. Vorbeam cu un prieten, Giurgiu Ivan, despre o doamnă care scrie poezie în Giurgiu. Promovez-o, ajut-o. Da? Ajută-o la tipăirea unei cărți, fă o chestie de genul ăsta, dacă ai bani și iubești. Arta, cultura, poți să faci. Dar aia înseamnă să ieși din egoismul tău mărunt. Da? Și să, că vorbeam de epatare, păi și asta e o chestie. Vii și spui că, nu știu, ai stat pe râu de Rivoli. Dar știe cineva de unde vine numele de Rivoli? De la Marea Bătălie din Campania din Italia, lui Napoli? Nu știe lumea. Asta a părut de Rivoli la un hotel. Da. Mă rog, ăștia suntem, până la urmă, nu suntem singuri. A, și turiștii americani vin și beau whisky în barurile franțuzești. Și habar n-au de ce au venit în Franța. Da, și vedem că sunt o grămadă de vestici care vin în centru vei de la București ca să bea bere ieftină. Da, da. Dar ei nu știu ce e aia cu... Și au auzit-i de Brâncoveanu, au auzit-i de, nu știu, de Caragea Vodă sau de cine știe cine, bar n-au. Da. Să cam încheie, din ce văd eu spre cameră, semne, da. Să cam încheie timpul nostru și uite, nici n-am apucat să vorbim ca lumea, da? Astea sunt regulile. Asta înseamnă că te provocăm în o discuție.
Provocăm. Sunt ușor provocabil. Sunt ușor provocabil. Îmi face plăcere. Îmi face plăcere. Zic eu așa, ca și părere personală a mea. Dacă tot am adus în discuție expresia de medii sociale, cu toate minusurile pe care noi le sesizăm așa, în jurul nostru, începem cu elevi, tineri, oameni în forța activității, vârstnici, nu? Aș putea spune totuși ca și medie socială, așa, că în România nivelul de cultură generală este totuși superior. Față de alte țări. Față de alte țări. Da, da, Viorele, datorită unor dinozauri, ăștia de plus 50. Vă socoteala, ăștia care au terminat școala până în 89. După aia, iartă-mă, nu am sentimentul că... Și am mai discutat și cu alte persoane de plus 50, plus 60 și aceeași părere o, s-a degradat mult. S-a degradat mult, în primul rând, învățământul, dar învățământul nu e o cauză în sine, e un efect, degradarea învățământului. E un efect al situației. Asta este, pe undeva, să zicem așa, ne-am ales-o. Soarta. Da? Cum mă uit acum, că niciunul dintre cei care au încurajat ascensiunea unei forțe politice, nu-i dau numele, care provoacă probleme acum, niciunul nu zice că Ion Postelnicu. Am fost un dobitoc. Niciunul nu spune. Avem ce ne-am dorit. Uite, v-ați dorit așa, luați. Ce să? Așa și cu cultura și cu... Dar față de alte țări, suntem net superiori, încă. Și vom fi, vom fi. Până ajungem să dispară ăștia care mai știau și care ridică media, că după aia... Da. Stimați telespectatori, timpul acordat emisiunii din această seară a trecut. Mulțumesc domnului Sergiu Manolescu. Și eu mulțumesc pentru... Și eu mulțumesc pentru invitație. Pentru dumneavoastră, pe o dată viitoare, vă spune Răduleșcu. Bună seara!